Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Ana Crudu și vă mulțumesc că sunteți alături de mine la o nouă ediție a emisiunii Analiza. Am fost invitată zilele trecute la o petrecere, privată, la o nuntă mai exact, și mi-am dat seama pe moment că nu sunt pregătită deloc. Nu știu ce se poartă, ce trebuie făcut, în ce condiții, care e trendul anul acesta. Ei bine, sunt sigură că nu sunt singura în această situație și m-am gândit, odată cu mine, să aflați și dumneavoastră care sunt trendurile evenimentelor private. Așadar, o am alături de mine pe prima parte, pe Cătălina Neică, organizator de evenimente. Bună ziua și bine! Venit. Bine v-am găsit! Spune-mi, te rog, așa, că aș vrea să începem cu începutul și plecăm de la cei mai frumos, de la flori. Da. Ce se poartă? Unde? Care e trendul pe anul acesta? Anul acesta, din ce în ce mai mult, revenim la natural, la proaspăt, la fresh. Foarte mult ne întoarcem și pe partea de tradițional, cel puțin la noi, la români. Tradiționalul e din ce în ce mai prezent. Și avem miri îmbrăcați în costum popular, avem nași, avem lumânări din ceară naturală ornate cu floarea soarelui și flori de câmp. Foarte frumos. Dar, pe de altă parte, păstrăm și partea elegantă, partea clasică, dar și modernă în același timp. Și avem flori în pastel, în lila, în culori crem, foarte frumoase, combinații și cu verde și cu foarte multă verdeață, dar o verdeață finuță, nu foarte mult. Și avem înțeles, și... în așa fel încât să nu strice cumva... Exact, păstrăm un echilibru, avem și naturalul, dar avem și frumosul florilor. Este cel mai frumos sezon de până acum, eu așa îl consider. Este sezonul meu preferat din punctul ăsta de vedere al florilor. Eu recunosc că am fost surprinsă văzând zilele trecute pe rețeaua de socializare, pentru că acum e o modă, toată lumea pune fotografiile de la petrecere pe Facebook. Și am văzut mirii îmbrăcați în costume populare, de altfel și colega noastră de la Știri Flori a avut cununia civilă tot în costume populare. Minunat, absolut minunat, și e o revenire la tradiție, într-adevăr. Ne întoarcem la rădăcini, ne întoarcem la ceea ce înseamnă să fim români, să aparținem acestui pământ și să recunoaștem că avem în spate un trecut foarte important pe care îl ducem mai departe către copiii și noștri. Și de care avem de ce să fim mândri, exact. Cum să nu. Așadar, se mai poartă arcada cu flori de la intrare? Da, dar o modernizăm și pe ea. E stilizată. E stilizată și o introducem și facem și cadrul de fotografii în același timp. Avem și arcada și cadrul de fotografii, pentru că invitații la plecare o să aibă și o amintire foarte frumoasă. Și în plus de asta, eu vorbesc acum strict din punctul meu de vedere, fotografiile se fac la începutul petrecerii, atunci când nu ești obosit, nu ești transpirat, atunci când părul îți stă așa cum îți dorești, când rochia încă nu e șifonată, așa că e momentul ideal pentru făcut fotografii. Mi s-a întâmplat de altfel să merg la petreceri și atunci când plecam spre casă să spună mirii că vor să facă o fotografie. Sincer, mi-a fost jenă să refuz, dar aș fi refuzat. Așa că e bună ideea cu începutul. Da. Trecem de arcadă. Ce avem la mărturii? Am întâlnit iarăși la petrecerile de anul acesta florile. Da, flori de lavandă, foarte mult. Ne întoarcem iarăși la ceea ce este natural și frumos. Și lavanda o putem asocia și cu un borcanel cu miere și cu un borcanel cu bomboane sau caramele. Pur și simplu un buchețel de lavandă legat frumos cu un fir de sfoară, ca să fim tot în tradițional. Sau, un pic mai modern, trecem la săpunurile naturale, făcute cu esențe naturale, inclusiv lavandă sau alte arome care sunt foarte, foarte frumoase și sunt foarte bune, foarte sănătoase, pentru că sunt făcute natural. Tot mai mult mergem pe partea de handmade, de lucrat, cu mânuțele noastre. Ceea ce presupune ceva mai multă muncă și mai multă atenție din partea organizatorilor. Dar și calitate mai multă, pentru că atunci când lucrez eu cu mânuțele mele, știu ce iese. Și știu că pun suflet și pun tot ce am eu mai bun acolo și muncesc în așa fel încât să iasă cum îmi place mie în primul rând,
dar respectând, bineînțeles, dorințele mirilor, pentru că ei sunt. Ei sunt pionii principali pe tabla de șah, sunt regele și regina acestei seri și e și normal să fie așa. Asortăm florile de la arcadă cu mărturiile, cu buchetele de pe masă sau nu e obligatoriu? Se poartă, nu se poartă? Nu e obligatoriu, dar păstrăm o imagine completă. Poate nu folosim exact aceleași flori, dar păstrăm o tematică, păstrăm coloristica sau, cum a zis, tematica. Avem flori de câmp la intrare, punem floarea soarelui, poate punem alte accesorii care să ne ducă cu gândul la aceeași tematică. Deci încercăm să păstrăm un unison, un unitar. Ei, și uite așa, încet, încet, ajung acolo unde îmi place mie cel mai mult când merg la o petrecere, tu râzi pentru că știi de ce, ajung la fântâna cu ciocolată. Da. E un must have, nu e, sau doar eu cred în această idee? Eu tind să zic că este un must have pentru că e un punct de atracție al serii, atât estetic, pentru că impactul când vezi o masă de fructe aranjată, frumos, e super, plus aroma, nu pot să descriu acum aroma a fructelor și a ciocolatei împreună. Iar gustul deja e peste. Eu am fost, știu că târgurile de nunți se organizează în iarnă. Uh-huh. Iarna aceasta am fost invitată la un târg de nunți la Sibiu și am văzut pentru prima dată fântână de ciocolată roz. Wow, da. E într-adevăr, așa am spus și eu, wow. Mi-a plăcut foarte mult, da. Putem să facem, noi avem deocamdată alb și ciocolată albă și ciocolată cu lapte, dar putem să facem și ciocolată roz dacă e plăcere. Acum, dacă miriși doresc ciocolată bleu albastră, se poate face orice. Da. Bun, pe lângă fântâna cu ciocolată, mai avem ceva bun? Mai avem, avem sculptura în fructe, unde putem să facem cam orice vrea perechea de miri. Adică am făcut fluturaș, am făcut numele mirilor și data, am avut cerere de avion, de motocicletă, deci fiecare ce își dorește. Da. Fiecare ce își dorește, noi încercăm să punem în practică floarea soarele, deci cam tot ce s-a dorit. Câte ore de muncă presupune sculptura pentru fructele ce sunt necesare la o nuntă? Să zicem o medie de 100 de persoane. O zi. Noi începem cât mai devreme, dar în același timp să păstrăm calitatea fructelor, să fie proaspete, să fie cât mai. Dar, iar sculptura, efectiv sculptura în pepene, între o oră și două ore în ea. Foarte multă muncă, foarte multă migală. Da, da. Bun, mai avem candy bar? Avem și candy bar. Am spus-o așa cu o măsură foarte mică. Avem și candy bar și chiar se asociază foarte bine cu masa de fructe. La candy bar acum s-a modernizat și el, ca să spun așa. Avem tot felul de cadruri pe care putem să punem prăjiturile, vase mici, mari, la fel, în tema evenimentului, etichete tematice, în care le spunem invitaților ce e bun și ce e și mai bun. Am înțeles. Să servească. Și păstrăm la fel tema evenimentului, încercăm să o punem în valoare cât mai mult, prin coloristică, prin elemente, accesorii, prin aranjamente de flori pe care putem să le punem pe lângă candy bar. Deci facem un tot. E practic masa principală la intrare, e la unde se ciocnește. De preferat este să fie cât mai la vedere, ca să fie și un punct de atracție al serii și invitații să vină cu plăcere să servească, să nu aibă acea reținere că nu, acolo noi facem pentru ei, pentru invitați, pentru servit și cu dragă inimă îi chemăm. Da, e foarte frumos și e un trend actualizat cumva, pentru că văd de la an la an cum se modifică în tendințe, uh-huh. Cum apare ceva nou și cum mirii își doresc cât mai multă personalizare pentru petrecerea lor. Da, vrem ca fiecare eveniment pe care îl facem să fie pe placul mirilor și să arate sufletelul mirilor. Eu îmi pun acolo toată știința mea, dar evenimentul nu e al meu, este al lor.
Fiecare are o idee. Da, fiecare are o idee și fac tot posibilul să pun în practică ideile lor așa cum știu eu mai bine, ca la sfârșit ei să vină și să-mi spună ați fost minunată. Și atunci pentru mine este cel mai frumos lucru. Ți s-a întâmplat vreodată să vină Miri cu vreo idee de care nu auzisei și care știu eu poate ți-a fost greu să o pui în practică? Care a fost cea mai ciudată cerință? Nu știu acum să spun pe loc, dar fiecare idee care vine de la Miri, încerc să o pun în practică și să o adaptez. Poate că nu e chiar ușor de pus în practică, dar adaptez în așa fel încât să fie pe placul lor. Și să, poate ei să nu-și dea seama că n-am folosit chiar tehnica pe care o vroiau ei, dar am folosit tehnica bună ca să iasă un aranjament reușit și rezistent. Important e rezultatul. Important e rezultatul, exact. Bun, trecem de masa de primire, de primirea invitaților și începem petrecerea cu dansul mirilor. Ce da. Se poartă? Ce da. E în trend? Bineînțeles, acum la dansul mirilor avem efectul de fum greu cu gheață carbonică. Este acel norișor care învăluie efectiv mirii. E de mare ajutor de foarte multe ori, am observat, pentru că acum mai nu văd că perechea de miri exersează și au o coreografie în dansul mirilor, dar care evident, nefiind dansatori profesioniști, o mai pierzi așa pe traseu, iar norul acesta de fum greu e binevenit pentru că acoperă cumva fustăceala. Distrage atenția și nu se mai văd, că foarte mulți miri ne spun, vă rog frumos, dați cât mai mult ca să nu se vadă ce facem noi acolo. Dar eu le spun că important este, chiar dacă uită pașii, chiar dacă au sărit peste o etapă, să danseze mai departe, liniștiți, fericiți, pentru că asta o să rămână după aia, sigur, amintirea și pe imagine o să rămână, dacă rămân crispați, nu e ok, dar dacă e veselie și e fericire și se vede pe chipul lor cât de tare se iubesc, asta contează. Până la urmă e o petrecere, contează cât de bine dansezi, nu îți cere nimeni să fii perfect, e o petrecere și trebuie să te simți bine în pielea ta. Arată frumos, într-adevăr, sunt dansuri care sunt pregătite și arată foarte frumos și dau un alt aspect petrecerii, evident. Dar orice dans care este făcut din dragoste, mai ales că e primul lor dans ca o familie, ăla este cel mai important, să se vadă pe ochii lor iubirea. Și la sfârșit eu aplaud cel mai tare când se termină de dansat. Deci să înțeleg că echipa participă la nuntă, echipa care organizează, acel candy bar, fântâna cu ciocolată, ei sunt oamenii care monitorizează în permanență, supraveghează activitatea. Da, pentru că vrem să iasă cât mai frumos, un eveniment este o singură dată, nu-l putem repeta. Așa e. Este atunci, nu pot să îl mai refac, oricât aș vrea eu. Dar e evenimentul lor, e cel mai important în acel moment. Și atunci trebuie să iasă bine. Baloanele cu heliu, unde le folosim? Baloanele cu heliu putem folosi la biserică, foarte frumos arată, împreună sau fără porumbei. Am făcut și. E altceva. Deci, probabil că de acum porumbeii sunt deja clasici. Dar venind cu baloanele cu heliu, care sunt fie în tematică, fie multicolori, deci putem să avem fluturași multicolori, e o altceva. Copiii sunt în delir, efectiv. Aproape că sar după baloane ca să le prindă. Și este un moment foarte, foarte frumos. Împreună cu fotografii și cu cei care filmează, este un moment extraordinar. Sunt amintirile care le rămân... Da. Sunt personajelor principale, că până la urmă e un rol pentru acea seară. Da. Rest nu se schimbă nimic. Așa. Sau, mă rog, ar trebui să nu se schimbe nimic. Bun, invitațiile, cum le personalizăm? Ce cerințe sunt? Care e trendul? Anul ăsta și la invitații avem foarte mult trendul floral. Deci, mai simple puțin, dar avem elementele florale prezente. Mai punem puțin auriu, mai punem puțin argintiu, mai punem o fundiță mică, nu foarte încărcate și fresh, natural, ușor. Dar avem și acel elegant, care nu moare niciodată. Stilizat, da. Cu un carton puțin în relief, cu o catifea, cu o etichetă în stil baroc, cu sigiliu personalizat, cu ceară, cu inițialele mirilor.
putem să ne jucăm în felurite feluri. Și bineînțeles, invitația continuă cu cardul de bani, cu meniul, cu numărul de masă, cu mărturia poate fi în același trend. Deci ca să avem o unitate pe total. Acum mă gândeam la ce spuneai, că invitația continuă cu cardul de bani. Eu am primit o invitație recent în care mi se ofereau și niște ochelari pentru a reuși să citesc această invitație. Era cumva cu foarte multe puncte, iar ochelarii erau special pentru a citi această invitație. Super. Mă gândeam acum la cardul de bani, poate ar trebui să le ofer și eu o pereche de ochelari. Da, ar fi în tot. Da. Mai avem ce? Cabina foto se mai folosește? E recomandată? Nu e? Depinde de fiecare cum vede acest accesoriu. Este frumos, este încă o amintire în plus. Dacă nu se fac acele fotografii la intrare, pot fi fotografiile de la cabina foto. Și într-adevăr, uneori sunt chiar atrași invitații să-și facă fotografii mai funny. Nu riscăm să pierdem invitații pe traseu, pentru că mi s-a întâmplat să merg la evenimente și acolo unde era cabină foto și lumea se îngrămădea la făcut fotografii pentru că sunt nelimitate și ai foarte multe opțiuni și nimeni nu mai revenea la eveniment, așa că e o sabie cu două tăișuri. Trebuie făcut un echilibru și aici. E un punct de atracție, oricum, este. M-am gândit cum trebuie făcut echilibru. Lăsată cabina foto doar o oră. Da, e interesantă ideea. E foarte frumoasă. Am văzut în ceea ce privește filmatul video că se poartă acel fel de interviu cu persoanele principale. E o amintire care îți rămâne pentru toată viața. Asta rămâne până la urmă. Ceea ce filmează și ceea ce se filmează. Se fac filmări cu dronă, acum am văzut, cu mai multe camere, aici nu-i evoluat tehnologia. Mea, dar cu cei cu care colaborăm, într-adevăr, au dronă, au tot felul de aparatură, care mai de care mai sofisticată. Nu spun pentru că nu știu. Și nu. Și pentru că pentru orice mireasă e important felul în care arată și modul în care își exprimă atitudinea. Cele care vin în ajutorul mireselor sunt bijuteriile. Da. Ei bine, doamnelor, acum ne gândim ce bijuterii accesorizăm la rochia de mireasă. Aici depinde foarte mult și de rochia de mireasă, cât model, cât e de încărcată, cum arată decolteul. Dar putem avea bijuterii mai mari, mai încărcate, cu cercei, cum se poartă, mai mari, colier statement, dacă avem un decolteu mai finuț, care nu este încărcat. Dacă avem o rochie cu dantelă, atunci nu putem veni noi cu o bijuterie prea mare, pentru că estompăm, nu mai avem legătură. Și atunci venim cu un colier finuț din perluțe Swarovski, sau chiar din perle naturale, cu toate că aici este și o superstiție cu perlele naturale, de aia eu... Asta nu știam. Se spune că aduc lacrimi la nuntă. De aia eu o colesc și eu pun perluțe Swarovski. Și atunci nu mai sunt naturale. Înlăturată superstiția. Înlăturată superstiția, și e și mai ieftin, cred. Depinde. Nu? Depinde de calitatea mărgeluțelor. Cercei pot fi în același ton, desigur. Dacă avem un colier finuț, atunci putem pune un cercel mai mare, pentru că avem un echilibru. Depinde și coafiura, cum permite cocul. Avem accesorii de pus în păr. Acum foarte mult se poartă acele crenguțe cu mărgeluțe, cu perluțe sau Swarovski. Am făcut și voalete cu cristale Swarovski și fie pentru deshobotat, fie chiar în locul voalului de pus. Prețară, desigur, accesorizată. Deci, teoretic, toate ar trebui cumva îmbinate. Da. Și brățara, și inelul, și cercei, și colierul, și... Aoleu, câte sunt! Da. Care sunt materialele din care, știu eu, poate e un trend să fie confecționate accesoriile? Cât de calitate.
să fie calitate, să fie frumoase. Foarte mult folosesc Swarovski la bijuteriile de mireasă pentru că sunt elegante, sunt, este și acel clasic pe care îl aducem, dar sunt și forme și culori moderne și atunci îmbinăm toate aspectele. Folosesc și pietre naturale, semiprețioase și perle care trec peste acea superstiție cu arată foarte, foarte frumos, sunt foarte elegante, îs deosebite. Și atunci, important este să fie de calitate. Aceleași materiale le regăsim și la accesoriile din păr sau nu e obligatoriu? Nu e obligatoriu. Adică să știu, e un trend. Dar e bine să fie același, să semene, să pară că-s din același film, să nu fie din altă parte. Și atunci am făcut accesoriu pentru păr în ton cu aproape o camee, să-i spun, pentru buchetul de mireasă. Deci au fost împreună, s-au unit și cu valeta, și cu pieptenul, și cu accesoriul pentru că mi-am adus acum aminte, vorbeai de buchetul miresei. Se poartă și la nașă, am văzut și la nașe buchetul. E un trend? Cum e? Da, dar multe nașe, să știți că nu mai vor acum buchet, pentru că e un pic incomod, mai ales în biserică, cel puțin și buchetul, și lumânarea, și toate. Și atunci noi facem o brățărică din flori, foarte frumoasă, elegantă, nu incomodează, e mai ușor de purtat, e în ton și mai sărim un pic peste partea de buchet. Dar cine dorește, cu dragă inimă îl facem, că mai sunt și domnișoarele de onoare care mai trebuie să muncească și ele la eveniment. E adevărat că doar de aceea le aducem la petrecere, să muncească. Deci, în principiu, la o asemenea petrecere trebuie implicată toată lumea. Cu cât mai multă lume, cu atât mai bine pentru mire și mireasă. Da, corect. Da, eu îți mulțumesc tare mult pentru toate detaliile pe care mi le-ai dat. Eu mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Dragi telespectatori, luăm o scurtă pauză și revenim. Am revenit pe cea de-a doua parte. Nu renunțăm la subiectul nostru care ne face plăcere și cu care ne întâlnim fiecare dintre noi la un moment dat, fie că suntem invitați, fie că suntem în rolul de mire sau mireasă, de naș, de domnișoare de onoare. Deci rămânem pe același subiect. Avem o altă invitată și îi spun bună ziua Danielei Buzincu, somelier. Bine l-am găsit, bună ziua! Bine ai venit la noi, dragă Daniela, și aș vrea, evident că eu încep așa, din prima, spune-mi, te rog, intrăm, ciocnim, da? Eu așa știu, intrăm la nuntă, ciocnim paharul cu mirele, cu mireasa, cu părinții, cu nașii. Da. Ce se pune în pahar? De regulă, spumant. Deci, la început, se servește spumantul, șampania, prosecco. Aici în funcție de buget sau de... În funcție de buget, da. Deci doar de buget. De ce preferă, nuntașii. Am înțeles. Bun, am terminat, am ciocnit paharul, care presupun că e cam singurul, cel puțin eu așa știu, e cam singurul de pe toată perioada nopții. Pentru că după aia trecem la lucruri mai serioase. Da. Venim cu antreul. Venim cu antreul. Știți cum e la antreu? De regulă se servește la noi, se servesc aperitivele. Eu le recomand la sfârșitul mesei. Dar românul, la început, servesc aperitivele. De regulă se servește vinul alb, ca și regulă de bază. Sec, demisec? În funcție de ce preferă, nuntașii. De regulă, eu recomand vinul sec. Sec. Eu știu că, în general, persoanele care sunt familiarizate cu vinurile și fac parte din profesia lor, preferă vinurile seci. Da, odată ce te obișnuiești cu vinul și începi să-l cunoști cât mai bine, atunci, da, de preferat prefer vinurile seci. Am fost cândva la o degustare și îmi spunea somelierul că vinul dulce e pentru începători, așa e? Nu, vinul dulce nu este pentru începători, vinul dulce este pentru desert. Am înțeles. Bun, ajungem și la desert. Până atunci am înțeles, la antreu avem vin alb obligatoriu, care poate fi sec sau după preferință demisec. Sec sau după preferința demisec, da? După care putem continua în funcție de câte preparate sunt în meniu. Să presupunem că următorul meniu e antreul cald. Antreul cald. De regulă, la antreul cald se servește tot un vin alb.
După care trecem la un vin roze. Iar asta tot în timpul antreului cald e vinul roze. Deci este gustarea rece, gustarea caldă. Putem să combinăm la gustarea caldă vinul alb sau vinul roze. Știți că vinul roze este vinul de mijloc. Deci facem ușor trecerea, că de la un fel la altul. Da, dar putem rămâne totuși la alb. Nu este o regulă de bază să servim toate cele trei vinuri. Dacă nuntai și iau la gustare, nu știu, să zic, gustarea caldă să fie pe bază de pește, un pește simplu, automat merge un vin alb. Vinul rosé, în cazul în care, știu eu, invitații preferă vinul rosé, pentru că mi s-a întâmplat și mulți din prietenii mei preferă vinul rosé. Vinul rosé mai nou este un trend acum. E un trend, am observat. Și e prezent cam la toate degustările, la toate evenimentele la care merg. E tot sec, demisec? Vinul rosé poate să fie și dulce, și demidulce, și sec, și demisec. Întreb pentru că de-a lungul serii mă interesează dacă pot schimba, dacă papila mea se poate obișnui cu o altă aciditate, cu o altă tărie a vinului. Dacă le luăm treptat și nu începem cu vinul roșu după care dăm vinul alb, da, se poate. Din acest motiv este acea regulă de bază alb, roze, roșu. Da? Deci trecerea se face așa, am înțeles. Începem cu spumant alb, roze și trecem la roșu. Roșu la felul principal? Da. Și după care la desert, la evenimente de acest gen, revenim iarăși la spumant. Am înțeles. Deci nu trecem la vinul dulce la desert, revenim la spumant. La spumant. Vinul dulce de regulă se servește la o masă obișnuită. În trend la nunți este spumantul. Pentru a face diferența între o petrecere obișnuită și o masă festivă, o masă normală, simplă. Da. Și berea o mai bem sau nu? Când o bem, cu ce o bem? Pentru că eu întreb, pentru că am văzut și nunți la care se consumă bere. Bere pusă pe terasă, bere servită de ospătari, deci nu e nimic neobișnuit. Nu este nimic neobișnuit. Berea se poate servi absolut oricând, chiar ajută la papilele gustative. Ajută în ce sens? De regulă, berea pregătește papilele, le curăță pentru a simți mult mai bine aromele din vin. Se simte altfel. Păi dacă bem o bere la fiecare trecere dintre vinuri, mă tem că nu mai ajungem la desert. Sau depinde de fiecare depinde cât de e obișnuit. Fiecare. Da, da. Cât ar putea, din experiență, pentru că știu că ai foarte multă experiență și ai mers la astfel de evenimente, cam cât ar trebui să consume un domn, să zicem, în mod obișnuit din fiecare vin, în așa fel încât să nu fie probleme de niciun fel, ca să nu spun altfel, să nu aibă alte probleme. Deci, de regulă, la evenimente se servește, începem cu 75 ml de prosecco sau spumant. Aici, la vin, de regulă este cam în jur de o sticlă de persoană, fie alb, fie roșu, dar de regulă la evenimente se servește mai mult vinul alb, în proporție de 80% vin alb, 20% vin roșu. Deci un litru de persoană este acceptabil pentru a nu deveni prea vesel. Da, da. Și încheiem cu încă 75 ml de spumant la tort. Deci, în concluzie, ar veni 150 ml de spumant și o sticlă cu vin. Calculăm o sticlă de vin la persoană. Interesant calculul. Bun, între ele am spus, consumăm bere pentru a spăla papila. Între ele putem consuma absolut ce dorim noi. Mai sunt mai nou în trend aceste cocktailuri, care este un din ce în ce mai des întâlnit. Mai ales pe perioada verii. Mai ales pe perioada verii, da, da. Cocktailuri care pot fi cu sau fără alcool până pot la urmă. Pot fi cu sau fără alcool, pot fi și pe bază de vin. Energizante recomandăm sau nu? Eu energizantele nu le recomand de niciun fel. Nu fac decât să ne agite. Am înțeles. Atunci tăria cu ce o bem? Tăria se bea cu apă plată.
sau minerală? Păi da, pentru că am auzit eu tot așa la degustări că vinul nu se combină cu apă pentru că îl stricăm. Da, îl stricăm. De regulă, la evenimente se mai fac excepții, fiind o seară lungă, se mai bea șpriț. Care îl poți face din vinul sec, cred, obligatoriu. Vinul sec. Tenisage, sage nu, nu este o regulă. Bun. Cum ar trebui să fie vinul din punctul de vedere al tăriei, din anul din care e produs? Pentru că spunem că noi am putea consuma un litru de vin de persoană, dar dacă e un vin vechi, nu știu dacă mai poți consuma. Având în vedere că vinurile albe nu au cum să fie vinuri vechi, mai ales la evenimente, de regulă vinurile albe se servesc tinere, maxim 2-3 ani. Vinurile roze, de asemenea, maxim 2 ani. Deci sunt vinuri proaspete, fresh. La vinul roșii, da, putem vorbi despre un vin mai complex, mai vechi, să spunem, dar nu. Baza este vinul alb. După cum am zis, procentajul de mai înainte, procentajul este de 80-20. 80-20, da. Am reținut. Păi și atunci mă interesează vinul roșu, îl consumăm la felul principal. Poate fi un vin vechi care ne gâdilă papila, poate fi un vin tânăr și nu-și mai are rost atunci. Știu eu, cumva, întrebarea cam cât am putea consuma din vinul roșu. Fiind tânăr, putem. Mergem până mai departe. Depinde de la om la om. Fiecare știe cât poate să consume și care este limita. Da. La desert, în afară de spumant, mai putem asocia cu ceva, cu, știu eu, cu un vin, cu ce am putea înlocui spumantul? Spumantul l-am putea înlocui cu vinul de desert, dar nu se practică la astfel de evenimente. De ce? Din același motiv pentru care și antreul se pune prima dată, presupun că e o tradiție la noi. Noi nu ne abatem de la tradiție. Vinul dulce este un vin care nu e pe gustul tuturor. Încă nu este înțeles în adevăratul sens al cuvântului. Se percepe vinul dulce ca și de la desert, se percepe ca un vin dulce și atât. Atunci cu ce ar trebui asociat vinul dulce, dacă nu cu desertul? Cu desertul. Am înțeles. Deci, e în funcție de preferința clientului. E în funcție de preferința clientului. A invitaților. Da, dar nu prea se poartă la astfel de evenimente vin dulce. Eu cum revin la ceea ce am spus și mai devreme. Sunt vinuri fructate? Sunt în trend? Nu sunt? Vinurile, în general, de regulă, sunt vinurile albe, sunt florale, sunt fructate. Prozeurile, fiind vinuri făcute din struguri roșii, la fel, au acea complexitate și sunt și ele, poate să fie fructate, roșiile sunt fructate. Pentru că eu un vin, nu mi-aduc aminte acum cum se numește, un vin tipic pentru zona Spaniei, care e făcut doar din fructe. Și nu l-am regăsit nicăieri în toate evenimentele pe care le-am doar la din care fructe. Am fost. Da, doar din fructe, nu știu exact, nu mi-aduc aminte cum se numește, dar cred foarte bun. Cred că este acel vin, dar cred din rodie. Posibil, da, dar nu știu am exact. Am avut contact cu acel vin la un moment dat, dar nu știu dacă putem numi un vin din fructe vin. Nu. Da. Părerele sunt împărțite, nu știu. Păi, de asta cerem părerea specialistului, să ne bazăm pe ea. Bun, mă interesează ce vinuri sunt cele mai solicitate la petrecerile private. Care sunt cele mai căutate din experiență? Ce anume își doresc invitații? De regulă vinurile albe și roze. Din ce gamă? Ce soi sau ce gamă? Ce soi. Ce soi.
Sauvignon Blanc, Chardonnay, fetească regală, fetească albă. Mai nou, acum revin din spate foarte bine soiurile ca și șarbă. Reprinde foarte bine. Soiurile sunt autohtone sau... Nu. Fetească albă, fetească regală și șarbă sunt soiuri autohtone. Iar Sauvignonul și Chardonnay sunt din regiunea Franței. Păi atunci eu știam așa că cei din Moldova sunt, știu eu, renumiți pentru soiurile de vin. De la ei ce luăm, că e mai aproape. A, știu, luăm șampania aceea bună, spumantul acela bun. Altceva? Spumantul bun, luăm șarba, care chiar se face la câțiva kilometri, o șarbă extraordinar de bună la noi. Grasa de cotnari, să nu uităm. Da, e masa grasă de cotnari care ne reprezintă ca și mai zonă. E busuioaca. Busuioaca iarăși. De bohotin, da, care este... Știu că era la început destul de dulce, după care am regăsit-o ca fiind și demisec. Este și sec. Și sec, da. Și sec, da. La început, busuioaca se găsea doar în varianta de demi-dulce, dulce. Dar cum am evoluat și mai nou se face și Cabernet Sauvignon vinificat în alb, așa am luat și am ajuns să vinificăm și busuioaca în sec, care este un vin extraordinar de bun. N-am să te las și nu pot să nu profit puțin de prezența ta și am să te întreb, pentru că nu știu dacă reușim să ne reîntâlnim cu telespectatorii până la eveniment. Știu că ne pregătești un eveniment foarte frumos, faci parte dintr-o echipă frumoasă și aș vrea să-mi spui câteva cuvinte. Da. În perioada 29-1 octombrie organizăm la Iași un festival al vinului, Wine Culture se va numi, care va avea loc în incinta Palatului Culturii, unde se vor aduna crame atât din România, cât și din Republica Moldova și Italia. Încă nu am închis lista, lista este încă deschisă. Avem, chiar suntem mulțumiți, sunt câteva crame și producători, de renume. Da. Vom avea un concurs în acest festival. Câte zile durează evenimentul? 3-4 zile, de pe 29 până pe 1. Minunat, e exact ce cred că lipsea cumva Iașului, chiar lipsea, da, de pe piață. Da, lipsea, chiar îmi doream foarte mult să facă parte și Iașul din categoria orașelor în care pot să zic, băi, merg la mine în oraș să la evenimentul... Chiar zona Moldovei are suficient de multe crame încât să poată prezenta cu eleganță un astfel de eveniment, să facă parte dintr-un astfel de eveniment. Din ce alte zone mai vin? Din ce alte zone mai sunt cramele? Dealul Mare, Dobrogea, Transilvania. Minunat! Da. E un... În toată țara. Mai și cam câte sunt țara până acum înscrise? Știu că lista 30 e deschisă. 33. V-ați propus un număr anume la care să se ajungă de un număr de crame? Nu ne-am propus un număr anume. Noi sperăm să... Chiar azi am vorbit cu doi producători și au zis că nu, încă nu sunt pe listă, dar au zis că trebuie să facă și parte. Și cei care își doresc să vină, fie ca participanți la acest eveniment sau ca simpli privitori, cum aș putea fi eu, de exemplu, unde vă găsesc? Cum ar trebui să ia contactul? Pentru că e un eveniment foarte frumos și iată, timpul se scurge foarte repede. Lumea pleacă în concedii sau are nunți, petreceri despre care tot vorbim noi. Unde vă găsesc? Unde, cum pot lua legătura cu voi? Prin intermediul Facebook, care este, cred că, cea mai simplă și cea mai bună... Totul acum se întâmplă pe Facebook. Totul, da, e pe rețeaua de socializare. Și în rest, biletele se pot procura chiar de acolo, de la Palat. Știi cumva care va fi prețul sau nu? Încă nu știu care va fi prețul. Nu am ajuns la un preț anume, dar noi dorim să fie un preț cât mai accesibil pentru toată lumea, că pentru
ieșeni facem acest festival, nu pentru noi. Sigur că da. Ca să-l vadă toată lumea. Iar în cadrul evenimentului, cei care vor dori să vină ca invitați, deci nefăcând parte din echipă, ce au de văzut? Ce ar putea să vadă? Ce ar putea să facă? Sunt masterclass-uri, sunt două corturi, pe o parte a esplanadei Palatului Culturii va fi un cort de la Selgros, iar pe partea cealaltă va fi un cort cu masterclass-uri de vinuri, susținute de către somelieri. În interior vor fi producătorii, unde vor avea expuse vinurile pentru degustare. Pentru degustare. Și multe alte surprize care nu vă le pot dezvălui. Am înțeles. Nici nu mă gândeam eu altfel, dar vă promit, dragi telespectatori, că o să o trag de limbă și veți afla la momentul potrivit. Stau cu ochii pe ea, nu vă faceți nicio grijă, de la mine aflați tot. Și dacă nu de la Daniela, mai găsim pe cineva din echipa de organizare și tot reușim să aflăm până la urmă. Bun, ai spus ceva de concurs. În ce constă acest concurs? Concursul constă în jurizarea vinurilor din restaurantele din Iași. A, deci, iată, e un, știu eu, o propunere foarte interesantă pentru restaurante. Da, în acest concurs se va face un clasament a celor mai bune vinuri listate în restaurantele din Iași. Minunat, avem de toate. Daniela, eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația la emisiune. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această după amiază și vă dau o nouă întâlnire sâmbăta viitoare la aceeași oră 15.